Ziua îndrăgostiților sau Valentine's Day este sărbătorită în fiecare an, la data de 14 februarie, iar de când a fost adoptată și la noi în țară, bărbații fac cozi în fața florărilor și cofetăriilor pentru a surprinde iubitele. Cele mai căutate au fost buchetele din trandafiri roșii sau aranjamentele florale cu dulciuri. Forfotă mare a fost și în florăriile din municipiul Drobeta Turnu-Severin, încă de la primele ore ale dimineții. Majoritatea bărbaților au trecut pragul florăriilor în căutarea cadoului perfect de Valentine's Day pentru iubitele sau soțiile lor. Cele mai căutate au fost buchetele din trandafirii roșii sau aranjamentele florale cu dulciuri. O zi bună, cu plăcere! Vă mai așteptăm pe la noi! Florăriile se pregătesc cu 2-3 săptămâni înainte de Valentine's Day. Au suplimentat numărul florilor aduse chiar și de 2 ori. Asta pentru că se comandă mult mai mult decât într-o perioadă normală. Floarea preferată este trandafirul roșu. După cum se știe, alături de Dragobete, ziua îndrăgostiților noastre tradiționale, românii au adoptat și această sărbătoare. Preferă flori, în general trandafirii, dar este prima sărbătoare a anului când apar și florile de sezon. Zambile, narcise, lalele, primule și atunci aduc și coșulețe cu flori de sezon. Cei îndrăgostiți au făcut comenzi de buchete și aranjamente, poate și cu o săptămână mai devreme. Asta pentru a nu ajunge în ziua de 14 februarie în fața iubitelor sau soțiilor fără un cadou pe măsură. Lumea să cumpere... Sunt comenzile lăsate în general și pe seară când termină programul fiecare, în drum spre casă, trece pe la noi. Deci oamenii își fac timp, să zic așa, cu câteva zile înainte poate să lasă o comandă. Da, lumea s-a obișnuit și lasă cu câteva zile înainte, alege ce trebuie și le ia proaspete de seară. Astăzi, îndrăgostiții își exprimă dragostea cu ajutorul cutiilor de bomboane, florilor, diverselor mici atenții, mai mult sau mai puțin costisitoare, excursiilor surpriză, cinelor romantice. Cei care au vrut să cumpere un cadou mai deosebit au putut opta pentru trandafirii criogenați sau pentru ursuleții din flori. Dragostea nu are vârstă, asta ne-a arătat și domnul din imagine, care spune că este la fel de îndrăgostit de soția sa ca în prima zi. Acum mersi mea un cadou. Să înțeleg că încă sunteți îndrăgostiți și la vârsta aceasta. La 63. Foarte. Să fim sănătoși. Și voi să fiți iar la fel sănătoși și să aveți, să vă iubească partenerul cum iubesc o soția. Aranjamentele florale sunt foarte frumoase, iar prețurile variază și ele în funcție de comandă. Cele mai preferate flori sunt trandafirii, care pot fi de diferite dimensiuni. Deși prețul la trandafiri de Valentine's Day este puțin mai mare, aceste flori sunt cele mai solicitate de îndrăgostiți.